Povestește-ne câte ceva. Cu cine ai venit? Soția? Soția, părinții. Părinții. Frații, sora, cumnatul, prietenii. Ridicați-vă picioare. Asta e porc acolo în București. Aveți dreptul să asumați. Spune-ne ceva despre tine, pentru că oamenii te cunosc ca fotbalist. Din seara asta o să te cunoască și ca și copil al lui Dumnezeu. Amin. Să-i faci cinste lui Dumnezeu. Amin. Pe stadion, măcar cât Caca a făcut-o, sau alți oameni al lui Dumnezeu care au jucat fotbal. Cea mai mare bucurie pentru noi ar fi ca întotdeauna că dai un gol. Să arăți cu mâna sus. Că Domnul este Dumnezeu care te binecuvintează. Spune ceva despre părinții tăi. Puțin, nu trebuie să zici mult. Vei din Timișoara, mă înțeles. Du-te, dragi, da, din Timișoara. Da, din Timișoara. Sunt penticostali. Așteaptă de mult acest pas. Câți frați sunteți, Stelian? 9. Câți? 9. Ești cel mai mic, cel mai mare, pe la mijloc? Al doilea. Am o soră mai mare. Asta înseamnă că, într-un fel, ai fost șeful lor. Da. De câte vreme joci fotbal? De la 7 ani. Am 25. Ai 25 de ani acum. Fac de ce. Și joci de la 7 ani. Da. La ce echipă ai jucat? La Dinamo ai jucat? La Dinamo. Acum sunt, am jucat afară în Croația, la Hajduk Split, și acum sunt la Viitorul Constanța. Și am emoții mari. Și acum ești ce? Salută pe domnul Hagi atunci, dacă e de Domnul să-l ajute să facă o lucrare frumoasă pentru pruncii din țara noastră. Și eu să mă lupt să pot să-i bag aici în botez. El să-i bage în prima ligă și eu aici. Domnul să te binecuvinteze. Suntem fericiți și mulțumitori lui Dumnezeu și niciodată să n-auzim vești rele numai bune. Și vreau să-ți promit ceva în fața oamenilor, că începând de astăzi și din punct de vedere sportiv, viața ta se va schimba. Amin. Și toate puținele, poate lucrurile care nu ți-au plăcut, Dumnezeu le va da la o parte și vei vedea că vei avea succes și pe linia aceasta, dar mult special ca și copil al lui Dumnezeu. Suntem fericiți. Eu mă bucur pentru tine, Steleanu, că ai ales să joci într-o echipă câștigătoare. Pentru că nu trebuie să uiți lucrul ăsta. Întotdeauna cu Hristos vei birui. Crezi că El este Domnul și Mântuitorul vieții tale? Da, cred. Și crezi că toate păcatele tale au fost iertate prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos? Da. Ești hotărât mai departe cu Domnul? Da, toată viața. Și în mod special ești hotărât că acolo unde viața te va purta, să-L mărturisești pe El. Da. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. La porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Toate le-ai creat.